restore your dead to life, but perhaps I can give you justice in the name of our king. Dragi mitologi, după primul teaser de câteva secunde, am primit în sfârșit și ce ne doream cu adevărat, un teaser oficial din partea celor de la HBO, pentru că până scoate George Martin o nouă carte din saga Un cântec de gheață și foc, trebuie să ne mulțumim cu ce ne oferă ăștia, Casa Dragonului, adică House of the Dragon, și vă pot spune că arată foarte bine. Dacă Game of Thrones, Urzeala Tronurilor, a început slab, fără prea multe efecte speciale și cu resurse limitate, în House of the Dragon treaba se schimbă. Adică s-au spart în figuri zei, regi și dragoni, mâna regelui, garda regelui, familiile și casele nobile din Westeros, dominate de cea mai importantă dintre ele, familia regală Targaryen, Casa Dragonului. Vom vedea o grămadă de costume interesante, armuri, efecte speciale și actori pe măsură. Vom revedea inclusiv Tronul de Fier. Eu sunt Delmo și astăzi la Mitologica vom lua tot trailerul și îl vom diseca pe bucățele ca să aflăm despre ce e vorba. A ieșit teaserul, bine, dar despre ce este vorba? Pentru că avem o grămadă de lucruri interesante, precum acest pumnal de oțel valirian cu un rubin pe mâner. Și dacă ne aducem aminte din Urzeala Tronurilor, regele nopții a fost ucis de un astfel de pumnal. Foarte mișto și interesant, dar pentru cine a citit deja cartea Foc și Sânge, scenele și personajele încep să prindă deja contur. Așa că astăzi sunt aici să vă explic cine sunt aceste personaje, care este povestea lor și mai ales cum a început totul. Căci fiecare poveste frumoasă începe cu o prințesă. Așadar, vă prezentăm pe prințesa Rhaenyra Targaryen, iubită și adorată de toți, fiica regelui Viserys I, un om și un rege de treabă, adică nu un ticălos. Pe de altă parte, tânărul său frate, cel din imagine, prințul Daemon Targaryen, a.k.a. prințul orașului, era cu siguranță a bad motherfucker, adică un mare ticălos, așa că tânăra Rhaenyra s-a lăsat influențată și credea probabil că unchiul ei era cool. Dar asta nu a durat prea mult, pentru că la turneul în cinste a regelui Viserys, prințul Daemon nu a câștigat lupta principală. Kristen Cole a câștigat acea luptă și a intrat în istorie, dar și în inima prințesei Rhaenyra. În ultimele momente ale luptei, Sir Kristen a reușit printr-o lovitură superbă să-l dezarmeze pe prințul Daemon, devestita lui Sabie, Sora Neagră, cu a sa sabie numită Luceafărul de dimineață, spre încântarea regelui și furia prințului. De atunci, nu a existat decât un singur cavaler în inima prințesei. După această ispravă măreață, Sir Criston i-a dăruit prințesei Rhaenyra în vârstă de doar 7 ani laurul învingătorului și a cerut favoarea de a fi campion în arenă. În turneu, el l-a învins încă o dată pe prințul Daemon Targaryen și a descălecat pe cei doi celebri gemeni Targaryen, pe Sir Aric și pe Sir Eric din garda regelui, înainte de a pierde în fața lordului Lymon Malister. Ochii săi verzi, părul negru, cărbune și farmecul său blând, Cole a devenit în curând favoritul tuturor femeilor de la curte. Prințesa Rhaenyra Targaryen a fost atât de impresionată de farmecele bărbatului care a luptat pentru ea încât l-a numit cavalerul meu alb și și-a implorat tatăl să-l numească pe Sir Criston propriul scut și protector personal. Înălțimea s-a răsfățat-o ca de altfel în toate privințele, doar ea era încântarea tărâmului. După aceea, Sir Criston a fost mereu campionul ei și a purtat favorurile în listele de turneu, devenind o prezență constantă alături de ea. Deci, practic, prințesei îi plăceau ăștia care se luptă și arată bine. Ea a crezut că unchiul ei, Daemon, din imagine era drăguț până l-a văzut pe Kristen Cole învingându-l atât în lupta corp la corp cât și în turneu. Revedem aici turneul de la Maidenpool, lupta în care Sir Kristen Cole îl învinge pe Daemon Targaryen, pentru că această scenă introduce un alt personaj principal. E vorba de regina Alicent, care poartă verde, și Rhaenyra, care poartă negru, definind cele două părți ale războiului civil care va distruge familia, Dansul Dragonului. Și uite și Tronul de Fier. Și dacă ne uităm atent, această scenă seamănă foarte mult cu cea în care Daenerys intră în sala tronului. Și ca să completăm puțin, trebuie să ne uităm în cartea principală care a inspirat serialul. Încă de la acel turneu, Rhaenyra l-a dorit pe Sir Kristen Cole. Problema era că ăsta a fost numit în garda regelui. După cum știm din Urzeala Tronurilor, dacă intrai la ăștia, nu te puteai însura. Iar ăsta nu era genul de tip care să-și încalce jurământul și să se culce cu ea. Când unchiul lui Rhaenyra, prințul Daemon, s-a întors de la Stepstones, au început să se combine. Nu au mers niciodată până la capăt, dar ăsta a învățat-o diverse prostii. Regele Viserys s-a aflat de sigur și de aici începe nebunia. Așa că regele Viserys l-a exilat pe fratele mai mic, apoi a logodit-o pe Rhaenyra cu Lenor Velaryon, dar ăsta era gay, deci Rhaenyra a încercat să-l seducă pe Sir Kristen Cole din garda regelui și ăsta a refuzat-o. Apoi a dat peste Sir Harwin Strong, sau Breakbones, fiul mâinii regelui. S-a culcat cu ăsta de mai multe ori și a avut 3 copii, Jaehaerys, Lucerys și Joffrey Velaryon, care se spunea că ar fi fost bastarzi.
Și asta ne poate aduce aminte de familia Lannister. V-am prezentat până acum prima ramură a familiei. Între timp însă tatăl prințesei Rhaenyra, regele Viserys, se recăsătorește cu Alicent Hightower și au făcut 4 copii, Aegon, Helena, Aemon și Daeron. Practic, cele două părți ale familiei se batjocoreau reciproc pentru că unii erau considerați bastarzi, iar treaba asta va diviza și mai mult cele două părți ale familiei, negri și verzi. Și în cele din urmă se vor lupta și se vor ucide reciproc, iar asta se va numi în popor Dansul Dragonilor. Sau mai degrabă ar fi trebuit să se numească Moartea Dragonilor, pentru că atât de mulți dragoni, la propriu și la figurat, au murit în timpul acestui ridicol război civil familial. Sper că ați înțeles despre ce este vorba și nu v-am pierdut printre atâtea personaje noi, însă vă asigur că la anul le veți ține minte și veți vorbi numai despre ele, despre frumusețea prințesei Rhaenyra, despre rivalitate, despre sălbăticia prințului Daemon sau vitejia lui Sir Criston Cole, despre familie și trădare, foc și sânge, despre Casa Dragonului.